Am rămas o, o traumă din copilărie, știi? O traumă care, blin, dar cum așa va fi? Pentru că noi am fost așa scopi pe noi ne-au uh -huh. ne lăsat pe drumuri, ne-au lăsat pe la bunica, am fost pe diferite școli, am îmblat, părinții sănătoși, știi? Și am prins ura asta că... Um cum tu ai mâine, ai picioare, ai ochi și tu te ții de sticlă, tu, tu, bei, nu te poți controla, tu ca femeie, nu te chiar nu te uiți la noi, că nu ți era jele, murdari, mă trimite după gen, mă de cu cioarele în fund, că mă tai iubiet să vă, știi, ne luau peste picior, știi, într-un fel, Nu eu, chiar când venim spre casă, încercau cineva să ne, o grupă de copii să ne bată, da, dacă eram două surori, eu avem frică asta, dacă eram miticuță și desigur că nu pot să sar în cap. Tata mm. nu l-a văzut în deloc. Ia, ca te-a născut, mai gine, facem avort cu tine, știi? Da, când se un părinte de lucru ăsta, dacă tu mai născut, dar iubite, eu, eu m-am pe fața pământului să mă naște. În noi vedem pe stories că Ina Terescencu în spital. Eu îl vedem pe față, pe dâns, cum el retrăiește, lui dă de ochi în lăcre, în el ca bărbat, eu ca... nu-l vedem pe dâns niciodată să plângă, oriceva de genul. Apare în toată presa noastră Moldovenească un fel de buf, un caz, Ina Tereșcencu. O mânca bătaie. O mânca bătaie. Ei, cred că asta e Ina Tereșcencu, nu mi-a și gura, știi, și de -a -a și o mâncat de ghini a mâncat, mâncat peste bot, că nu-i tașa și gura. El iese după acord și este, este, cum nu-i? <laughs> Sucă, tu-ți dai seama și... <laughs> Când l-am văzut, <laughs> Какой, блин? Есть ворба сия популяру, я хуею, что дикин трояски Молдова. Да, и садарь, что стоит с первого раника, потому что мы катла в Московский экспресс для катин горы, что я тебе, и знаменита, и ведета. Ну да, шо вне темпор Видео Видеочат, и алт, шаба, знаешь? Мой пристанич. Когда ты нервец, макиздуешь, динка на гонфане. да, я его нервец. Eu și-ar iertare i post și sunt post, mă rog, mă iertați aici care v-am chestuit. Dumneavoastră, Ina Tereșcencu, cu maestrul în arte, Joachim Davis, uh -huh. erați pur și simplu de neuprit pe rețelele de socializare. <gri> da, era să de asta. Bine, dacă eu fac o familie, eu sunt pentru familie, știi? Eu nu nu pot să ies cu un bărbat ca... Tu ai fost cerut în căsătorie. Hai, eu scot în -mi, el, mi-a zis, tu tipa mă șeri, știi? Mă șerut, m pot să le vad într-un genunchi, știi? Invitata din această seară este Ina Terescenco, vloggeră și influenceră. binevenită în studioul nostru. Bună seara! La noi este weekend. Mm -hmm. Zilele de weekend pentru invitații noștri sunt, din ce am remarcat, noi speciale. De ce? Venim cu prima întrebare. Cum este pentru tine această zi de weekend? Sau cum sunt zilele de weekend pentru tine? de, de obicei? Mm. Eu cred că mai mult dorm dimineața. Așa. Mă dorm până la ora 11-12. Mm -hmm. După care mă gândesc și îți gătesc bun, știi? A. Mm -hmm. Cumva somnul necesită sau stomacul trece prin somn. Cum, cum, da. e, e formula aici? Mai întâi mă trezesc să servesc o cafea. Așa. un weekend, nu știu, eu tare iubesc natura. Mm -hmm. Să mă prim, să mă duc la păduri, la iaz și tot așa mai, mai departe. Ești și tu un fel de cofei, cofeman sau Cofemană? Dacă sincer, coffee nu sunt cofe da, da, nu sunt cofemană, servesc cu cafea în zi, mm -hmm. maximum două, nu mai mult cât de mi-aș dori și eu lucrul ăsta Poate să, Poți fumează, să servesc știu? doar două cafele, da? pe zi, adică cumva servesc foarte mult cafea în ultima perioadă. Depinde, dacă da, e cineva care ar... fumează ori, nu știu, poate și asta, servește mai mult cafea, dar dacă nu fumezi, destul două. Hmm. Ca exemplu. Așa, noi încercăm să alegem o zi potrivită pentru acest podcast mm -hmm. de mult timp. Pe noi cumva ne-au cuprins toate sărbătorile posibile de pe planeta Moldova și inclusiv 8 martie. Și ne gândim noi cumva, trei și vot, vot, 8 martie, cum se zice la noi, și ati, facem podcastul. Și cum se zice la moldoveni, la dneah, noi vedem pe stories că Ina Terescencu în spital. A, la operație, da? Mm -hmm. Nu, no, mai întâi a fost așa. Uh... În afară de 8 martie a fost 14 februarie, așa, așa cadouri, 28 de ziua mea, iar a, cadouri. A, eu am uitat să remarc apropo de ziua ta, că noi, <gri> eu și de ziua ta am venit și, am zis, tu mi-ai zis că asta e ziua mea <gri> da, mâine. Da, S -s -s... da. zic, <gri> Încă indignat, așa, stai că ziua mea, unii, stai, unii să le stai leac. <gri> e ziua mea, după care 8 martie, da? Uh -huh. M-am primit cadouri destule, am un bărbat care, nu știu, malent și flor flori. Noi amuși am vorbim, dar, am vorbim. <laughs> da, da, da. <laughs> uh, și am vrut să spun că, da, de operație, după care am aflat că uh, eu, nici n-aș spune că e operație, acolo nu știu cum se numește altfel. Dar vine asta. spontan chestia asta, s-au plănuit, uh, nu știu, adică ca să nu intrăm mult, mult în detalii. Să uh, nu, asta a fost la mine o sarcină, o sarcină în uter, așa, nu știu cum să mai exprim corect, poate nu mai exprim corect, nu uh -huh, sunt medic, uh -huh. uh, după care trebuie operație, da? Uh -huh. Am fost la un spital uh, mai glamurnă, așa cum spune, care îl promovează mai, mai multe persoane, da. Uh -huh. uh, dar nu m-am dus că promovat cineva, dar m-am dus uh, să văd și cu sănătatea mea, m-am auzit așa de dânsul și m-am dus direct la dânsul. Asta a fost undeva după masă. Și am trecut, o, am dat o analiză de sânge, după care am trecut o zi. Uh, înainte ca să plec la medic, am făcut test acasă și mi-a arătat că sunt sărcinată. Dar avem, uh, cum spune minstruații, da? Uh -huh, Ciclu, uh -huh. cum mai spunem. cu un bărbat, despre Dusia. nu nimic. La Doreen Galvin <laughs> mai mult ați vorbit de acolo, așa cât e normal. <laughs> eu nu știu la tine, încă e oară și nu știu cum și să vorbesc despre astea, dacă spate, poate, desigur. Uh, și după care am fost la, am făcut uh, test, mi-a arătat că sunt sărcinată. Uh, eu, sigur că m-am bucurat că eu vreau un, un copil. Când m-am dus la control, am spus că posibilă in uter, știi? Nu-ți uh -huh. dezvoltă copilașul. Și eu mă gândim, dar poate nu e, știi, poate să bine, că eu am, foarte mult mi-am dorit. Și mă trimas acasă, adică du-te acasă, nu mă snori nici nimic, să fii atent și tot așa mai departe. Deci cumva să catalogai informația, da, da. bine, că n că ești însărcinat Da, dar nu erau siguri, că e un uter, oare nu e un uter, să vadă okay. ei, știi, dacă ceva să vin luni. E cumva uh -huh. pe mine mă spăriet, nu știu cum acolo, Îți vii la operați, gata, mă ating că e uter, se mor, e aici, e pe loc, știi, eu am intrat în panică. La noi e tradițional o... chestia. Da, zic, cât trebuie să vă plătesc? Eu eram gata să dau toți banii de cu 25.000 de lei. Zic, gata, am sunat-o pe că nu aveam bani la mini cash. Dă-mi frumos bani și el îmi spune că nu are 25 fix, are numai 20.000, zic, am oși găsesc vreo 6.000 de la alții, de mă gândesc să mă pun să fac operații. Asta a fost la mine, știi cum? am intrat în panică și hai deodată știi? Nu, pe urmă eu m-am dus acasă, m-am liniștit, după care am spus că nu, eu trebuie să încerc alt spital, fiindcă ei m-au purtat, analiza și de sânge, tot la și l-am dus la și l-am așa am dat mai cu vreo 2000 de lei, dacă sincer. Uh -huh. M-am dus la alt spital de stat, unde pe mine m-a costat 2000 de lei și, cum spun, voi spune așa, cazarea, cum am stat acolo uh -huh. două zile, operația și două zile în spital m-a costat min 2000 de lei. Deci, eu cumva, da. uneori, spitalele private... Da, da, da sunt mai bunica, ca spitalele astea, o, nu private. Spitalele de, de stat sunt mai bune este private. M -m 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 da. depinde Ce și opinia? cum, vezi că depinde de oameni, cum alții spun că le mai bine la privat, alții la de stat și tot așa mai departe, Știi? Dar nu mai convenabil e de stat. E informația cumva de sau că faptul că ești însărcinat sau a deverit a fi fals, nu? Uh, nu e fals, era corect, dar era un uter. Okay. femeia are uh -huh, două uh -huh. trompe, un acolo s-au stupat într-o trompă și uh, nu a făcut operație de urgență acolo, m-au oprit chiar de ziua lui sunt mm. Dar să înțelegi, tot toate zilele de eu, eu, le, eu le, eu le <gătă> toate. Da, 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 Și îmi spune că eu m-am pregătit, mi-a luat o lingerie frumoasă, mi-a vede, lingerie așa, știi, cu, cu, cu mai, mai jos, așa. Zic, eu mă găsesc și frumos, mă duc la zoul sormei. Mm -hmm. Și când vin, întâi trec controlul, după care mă duc la zoul sormea. Am venit în trebuie înapoi în sat, 80 km să mergem înapoi. Am venit și îmi spune la operație. Am trecut o zi, am trecut medicul, și eu, vă luați gențele, zic, genț, Eu nu, eu nu zic, geantă, eu nu sunt gata pentru operație, eu mă duc la din naștri, care, eu trebuie să beau un pahar de bere, un pahar de gen. Știi? <gân> 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 Cam așa. Um, nu, operație, m-am indispus, că m-am speriat, uh -huh. știi? M-am indispus, că eu niciodată n-am avut operație. Și eu mă gândeam, blin, am uștept să ne a rămas bun la tăț, că

Ai, doamne. Nu retrăiem, știi, mă că, lins, nu, multe ori se întâmplă că auzeam eu de asta care îmi place să mă uit pe YouTube, accidente, mm -hmm. și -hmm. moare, și ninji, după și moare, știi, că, de exemplu, știu, de-am gata în capul meu, zic, blin, dacă nu mă trezesc. Asta nu spunem la nimeni, asta eu mă gândeam singur, știi? Sincer, mă rugam, zic, doamne, te rog frumos, mai am copilaj copil așa, cresc cu tare opt, ani, opt anișori, vreau să uh, fiu la nunta lui, vreau să-i cresc nepoță, să vreau așa, dar nu știu cum, diferite gânduri de astea cel mai tare retrăit pentru mine, cred că prietenul meu. El, doamne, frișor, retrăie. Eu îl vedem pe față, pe dâns, cum el retrăiește. Lui dă de ochi în lăcre, el ca bărbat. Eu ca... nu-l vedem pe dâns niciodată să ori ceva de genul. Și mă uitam la dâns, zic, dacă mă uit la dâns, eu încep și mă plânge. Încep și mă plânge amândoi și se o, s atât discuția. Și eu zic, nu retrăiește atât, și eu pe dâns îl încurajam, încurajam eu. Uh -huh. Eu mă la operație și încurajez eu nu tot așa begin, dar să înțelegi, eu când am o greutate și la mine când apare isterica, asta, eu nu plâng, uh -huh. dar mă râd așa în traiurea. Știi, adică un râs de ăsta, când ai isteric, ister e smech, cum s-ar spune, știi, în limba rusă. Uh -huh. E cam așa. Și mi-a spus, nu, retrăită, ta să fie bine, el m-a petrecut operație, uh, loc să se curgă cu o lună, cred că... Da, mă rog, era, și până la urmă... Nu, curat. nu, era... Nu că de asta că eu, el are încă doi copii. Nu că sarcina am pierdut oriceva. Eu sunt și eu sănătoasă, știi? Sunt a uh -huh. întâmplat, așa s-a întâmplat. Principalul și eu, eu sănătoasă, că mai facem noi copii, știi? Nu e asta, nu e o problemă. Nu poți să-ți dai în cap dacă s-a întâmplat așa, înțelegi? Gata, sunt în depresie, și fac, să fax, nu, să mor, că e așa. Nu, nu există așa ceva. Trebuie prost să-ți controlezi emoțiile, știi? Și vreau. El retrăie pentru mine, să mă trezesc. Înțelegi? Să le... <laughs> aibă și ne <laughs> nu sunt pe Instagram. Să nu fie el deja. <a> nu, -a -a. -a -a fost... -a nu, dacă să nu fie el în da, 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 nu. da. Dar el și așa tot faci. El faci TikTok, faci Instagram, adică are poză, nu faci ca mine. Da, am observat. <laughs> el e TikToker la mine, el faci live-uri pe mult, că nu are timp liber. Majoritatea cetățenilor noștri cumva au cunoscut povestea ta de viață în urma interviului fără protocol la uh -huh. Dorin Galben, uh -huh. detalii din viața ta. Eu aici de la bun început vreau să te întreb, după apariția acestui interviu, viața ta cumva s-a schimbat? atitudinea unor oameni cumva care te cunoșteau pe tine și uh -huh. nu cunoșteau anumite chestii păi. care tu le-ai uh -huh. spus acolo. Și da. dacă da, cum s-a schimbat viața ta? Dacă sincer eu sunt fel așa, o fire, mai... neînțelegătoare, da? E că unele persoane nu mă înțeleg din, din start, din prima, știi? Sunt la, trebuie să uit la mine vreo câteva zile că-s mă înțeleg, știi? Uh -huh. păi, unele îmi spune, eu, eu nu te înțeleg. Deodată nu te înțelegem, dar nu te înțeleg perfect. Adică eu am început să te îndrăgesc uh, peste un timp. Deodată nu era nepăneat, nu știi? Uh -huh. Dar după Dorin Galben, când am fost eu la dânsul, mi-a scris o parte din femeie, iar aș spune că uh, majoritatea mușterilor nu amăgesc undeva vreo 20 de persoane, dacă sincer. Uh -huh. Uh -huh. Unde ei nu s-a am cunoscut cazul tău la Dorin Galben, într-adevăr ești o fată puternică, ai trecut în greutăți și chiar după, după interviul ăsta, tu știi când ne a schimbat părerea, au fost așa momente când îmi spuneau persoanele ăștia. Uh -huh. Da, pentru mine e, e plăcut lucrul ăsta, dar... Nu știu, eu nu eram așa că Oi, eu o, eu să ies, mă, lumea să mă îndrăgească. Nu poți să îndrăgească tăți, știi? Pentru că nu sunt dolari, îi plac la toți. Sub Dar tu spui că uh, cumva ei și-au schimbat părerea, părerea lor până la acest interviu, cumva era că... Da, 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 tibia da, 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 și da, da. el, da, da. gândeau că ei, mm -hmm. mă uitam la tine, zic și nebun și știi, dacă n-am văzut cum e și greutății trecut, zic, deci, plin, cu că pe, pe mâini și chiar și-am plâns, chiar, fetele spun eu. Da, eu cred că nu numai eu sunt unica care în Republica Moldova care a suferit, cum am suferit, de exemplu, cum am dorbit eu pe afară, cum am avut o viață grea, da? Sunt mai multe familii, așa, în Republica Moldova. Mm -hmm. Pur și simplu, eu am ieșit acolo și am povestit despre viața mea, știi? Cumva fiind printre premii cu care au deschis unele din da. paranteză, atât de... În mare parte tu în acest interviu vorbești despre mama ta, despre situația uh -huh. cumva care s-a creat în timp până a devenit un adolescent și ulterior să-ți faci bucata ta de pâine. Uh -huh. Aici vreau să te întreb, mama ta a privit acest interviu? Dacă sincer, pe mine mă irită că neca vin oamenii cu întrebări, da, unde e mama ta, da, și e mama ta, da, cum e, da, și știi, mă irită faptul ăsta, eu undeva în sufletul meu, eu ori înțeleg, eu acum ați în post, eu ar trebui să iert tot, știi, dar au rămas o traumă din copilărie, știi, o traumă care, blin, dar cum așa și Pentru că noi am fost așa copii, pe noi ne-au uh -huh. ne lăsat pe drumuri, ne-au lăsat pe la bunica, am fost în diferite școli am umblat, părinții sănătoși, știi, și am prins ura asta că... cum tu ai mâine, ai picioare, ai ochi tu te ții de sticlă, tu, tu, bei, nu te poți controla, tu ca femeie, nu te, chiar nu te uiți la noi, că nu ți era jeli, murdari, mă trimite după jen, mă trimite E la, dacă lucrul lucrează tăt, știi? De, dar uneva... La o vârstă fragedă, probabil, da, și, Trebuie eu... te asta tu nu reușești cum poate îți dorești să înveți, poate... Eu îmi doresc, desigur, vreau să învăț, dar nu putem să învăț. La școală... Nu avem timp pentru ne... asta. Știi, de cucioarele în fund, că mă tai iubeț să vă, știi, ne luau peste picior, știi, sunt într-un fel. Ne obișnuiu eu, chiar când venim spre casă, încercau cineva, să ne, o grupă de copii, să ne bată, da, dacă eram două surori. Eu avem frica asta, dacă eram miticuță, și desigur că nu pot să, sar în cap. Și puteți să ne bată, înconjurăm jumătate de sat ca să nu trec lângă persoanele și ele să nu ne bată. Au fost foarte momente foarte grele. Și am prins ură asta pe mama mea, nu știi? Eu, eu, cred că am nevoie de un psiholog ca să mă duc să-mi să scot tot trauma asta din copilărie, știi? Și când îmi spun cineva, pe mine mă irită lucrul ăsta, știi? Și să înțelegi că eu o ajut pe dânsa. Ea ca mă duc, o ajut, îi dau, e trăiești într-un sat acolo cu un bărbat de ei, nu la un moment. da, da, tot mm -hmm. e bărbatul cel care, când am trăit și eu la deși vreo, vreo două, când cât am stat, vreo doi ani, ori un an, am stat, nu mai țin minte exact. Și să înțelegi că, nu știu, eu mă uit la situația așa, tu ai mâini, ai picioare și tu stai cu paharul în mână. Și mulți îmi zici, că că, da, așa e viața, că așa e, dar nu mai este așa viața, dar ce eu nu beau? Deși eu depun efort, deși eu lucrez și vreau să obțin să-mi cumpăr casă, masă și tot așa mai departe, De ce nu mă pui pahar. Deci? ce nu fac vreo șase și să-l lăs pe mașina drumul. Fiindcă nu știu, eu cred că poate e un păcat din partea mea că, că cum nu-i dai, părintele tău te-a născut, știi? Dar uneori iar cuvântul ăsta când zice ia că te-a născut, mai gine, mai avort cu tine, știi? Dacă, când să un părinte de lucru este, dacă tu m-ai născut, dar eu, eu m-am șerut fața pământului să mă Eu nu m-am șerut. Eu îți mulțumesc din suflet și mă duc și o ajut, orice de genul ăsta, dar eu m-am șerut pe lumea asta. Nu m-am șerut. Tu te-ai dus, ai făcut șpile, vile, trale, vale cu cine acolo, eu nici nu mai înțeleg la trezei, la beței, de mă rog, că nu știu când s-a făcut, știi? Ziua, noaptea, la mine așa serios. Și cam așa o situație de asta. Eu cătarea asta n-am povestit tot la Dorin Galb, n-am povestit tot ceva acolo, am povestit tot o parte din viața mea, dar n-am povestit că am trauma din cuplărie, știi? Și uneva e că mă lupt cu trauma asta, știi? Tot timpul am avut frică, doamne, să și știu ca dânsă, să nu și să copilul să-l Și am când beau un pahar și ceva, gata, tot mă căiesc cu o săptămână, eu am băut. Voi blinios și eu alcoolic. știi <gântu -i> da, cumva, cumva <gântu -i> după ce ai tu ai vorbit detaliile astea pentru anumiți oameni care cumva te cunoșteau sau cunoșteau cum tu ai copilărit, mm -hmm. nu te temut cumva de reacția lor că e hey, că au și asta am și vrea să demonstrez anumite chestii sau să jelui sau... Da, sunt diferiți oameni. Sunt chiar o parte chiar din satul și la care unul am învățat eu și unul mm -hmm. am trăit eu, care încearcă să-mi scrie de profile false, adică cumva să mă ofensez. Și nu faci. Ia, că mama ta așa e de acolo, de da, tu acolo, dar nu poți să faci nică, nu înțelegi? fiindcă că dacă părintele tău nu vrea să codezi ceva, tu nu-i faci nică. Tu nu poți cu deasăla, pentru că tu n-ai niciun drept asupra lui. Uh -huh. Se duci cu deasăla, să e un om și să-l Da, eu știu că tu ai încercat Eu cu am acolo. încercat de multe ori. Mă ducem pe jos, nu, mă ducem în fiecare zi, nu bie, și sugă, să străiați, și te rog frumos, i-am dus pui, i-am dus telefoane, i-am dus de mâncare, i-am dus de bracat tăiat pe băut, înțelegi? dar eu nu-mi pare rău că le dus. E treaba ei, eu le-am dat ei din suflet, înțelegi că eu îmi fac datorie de copil. Eu niciodată n-am ofensat-o, niciodată nu i-am vorbit urât. Pur și simplu îți spun că eu am trauma asta, știi, și cumva vreau să scot. Și la moment mă ajut prietenul meu, care eu sunt concubinat, mm -hmm. cum s spune, mm -hmm. cu dânsul, el mă ajută și îmi spune tu nu ar trebui să te învinovățești pe tine cu nimic, fiindcă tu, tu, tu nu ești așa, acord, tu ești tu lucrezi, tu depui efort. Mulți mai eu de curcă l-am lăsat copilul la bunica, că el cu bunica uh -huh. eu na, eu, nu cu mama mea, dar cu fost bărbat, eu am uh -huh, fost căsătorit. Uh -huh. Și uneori știi, lucrurile astea că uit la tine, că ți l copilul fix ca ca mâta. așa Și eu beatsev ca mâta, E ca de exemplu lucruri de este, știi? Asta înseamnă că undeva omul este are pe Mine are un, ori, ur, ori invidie, ori eu nu știu cum pot să numesc asta lucrul ăsta, știi? Păi, eu mi-am lăsat copilul, nu mi-am lăsat de prost, că e Eu nu umplu pe restaurant, eu nu umplu în scotești, Eu, timp de doi ani, ne-am cumpărat și casă în sat, ne-am cumpărat și apartament în Chișinău, deja apartamentul peste o săptămână se gata. E Eu vreau remont, ce Și eu am muncit pentru asta, știi, că copilul meu, da, eu știu, fiindcă că copilul nu vrea bani, vrea atenția mamei, dar eu m-am străduit ca timp de 2 ani să reușesc să stăt, Și că acum eu copilul și să dau foarte mult atenție. acolo, așa cum am menționat, vorbești mult despre mama. Dar despre tata? Ce știi tu? Dacă... sincer, eu nu, știu, eu nu știu ce înseamnă asta dragoste de părinți. Eu când aud la cineva că Mama, eu, mama mea, eu iubesc cel mai mult și tata meu, doamne, eu mor să aud ceva de mama mea. Eu mă cred că eu sunt rece la cuvântul mama și tata. Reci așa. Mama, mama, și nu înțeleg, mama. Parcă am impresie că ori tata, om străin. Tata meu nu l-a văzut deloc. Tata meu e din Ucraina. Eu jumătate să moldovan, jumătate hahlușcă. Mama mea când s-a dus de la tata, era însărcinată cu mine. Și tata spune că eu nu saloi, lui, dar eu s-am întâlnit cu tata. Să dai seama. Mm -hmm. Că și la înseamnă cu mama, cu asta. Eu s-am întâlnit cu tata, ai Aveți o comunicare cum sau... Sincer, am vorbit cu dânsul tare de mult o singură dată, dar eu și tare îmi dorim să vorbesc cu tata și a venit fratele meu, a fost la dâns și l-a văzut. Mm -hmm. Și l-a sunat, nu știu cum, și am vorbit cu dus la telefon. Din ce mi-amintesc eu, Привет, как дела? Eu știu, limba rusă, lui și l-am întrebat, păi, tu n-ați brosit? Știu cuvântul ăsta, l-am întrebat. Și nu mai țin minte. Mă că ceva el nu-i răspuns, papa vas, se răvnă, îl iubit, ceva de genul ăsta. Dar eu niciodată nu l-am văzut pe mm -hmm. Am 32 de ani, eu nu l-am văzut pe tata, niciodată, nu mai pe poza l-am văzut. Dar știu că e un om gospodar. E un om uh, harnic, am înțeles, că cred că eu seamănă lui. știi? Măcar cu ceva, știi? Eu mă de băutură, dar restul tot normal. De, de lucru <clears throat> Știu că e un curat, era, a spus lui bunica mea, Dumnezeu să ierte, nici nu știu ce dată iasc, dat ziua pe 26, cred că duminică 26. Mm -hmm. Mm -hmm. îmi povestea că era un bărbat de treabă. Numai că am întrebat-o pe mama așa pe parcurs și a spus că eu nu l iubiam, că el era lăsăi. Îți dai seama și lui e că el era lăs, tata Da, eu prost atâta mă gândesc, E că eu m-am dus că, că nu de lucrul ăsta. Era lăs și nu e a n-a Dar au făcut trei cu dos. Ei, ok, tu nu-l iubești, pentru zici, ce faci copii, trei copii? Așa s-a Așa s au oricum, mi-a făcut la prostă tac, ți-era scușnă, nu știu, mă gândesc, știi? Blin, Dumnezeu cu dânsa, ești așa suferă mult la viața ei. Mai dacă nu ți-e comod, pentru ce stai cu omul și-al chinui pe dânsul și te și pe tine și mai cu chinui încă vreo trei copii. Că noi suntem la diferit stații, adică eu, noi trei frați suntem drepti la tată și la mamă. Am un frate mai mare, o soră și apă vin eu a treilea. Deci, acum, la momentul actual, câți frați și câți, câți surori ai tu? Suntem doi câți... frați și patru surori. Suntem șase copii. Șase copii sunteți. Uh -huh. Cum este relația ta acum cu ei? Comunicare? Mă referă și la comunicare? Mă referă și, nu știu, poate... Cumva, gradul ăsta de rudenie. Mhm. Uh -huh. E. Sincer, la noi cumva ne-am împerecheat. Noi dacă suntem șase, câte doi, știi? Frate meu cu sora cea mai mare, eu cu sora asta mai în mijlocie, adică noi la, mijloc și o frate și o soră care sunt mai mici. Noi tăți, am fost prieteni eu cu sora asta, fratele meu cu sora mai mare, știi, așa. Dacă sincer spun, deodată de mai... mai cu ceva timp în urmă, adică mai în copilărie, mai până în căsătorie, era o relație mai strâns între noi. Uh -huh. Dar că ce ne-am căsătorit și fiecare cu viața lui, adică au lucruri să sunt mai rupt din relațiile noastre. Eu asta, nu că eu sunt asta, știi? Uh -huh. uh, văd între frați, nu mai ne întâlnim așa des cum ne întâlnim. Uh, eu mă întâlnesc cu fratele cel mai mare, mai mult. Fratele meu mai mare e un bărbat gospodaros e o un, e un mănuos, e cu minte și foarte simplu el poți să-ți cu un colțon rupt și e tot normal. Vine la Chișinău, băiatul vine de sat la Chișinău cu un colțon rupt. El pentru nu e o problemă, știi? Asta îmi place, dar cel mai important că vine cu ceva în mână, știi? Dă timp are priveci că asta se ne aducă lapte, o de casă, și ceva de mâncare, om, știi? Dar știi cumva că bucură că să aleg în asemenea situații oameni gospodari, oameni cumva care vor să trăiască, oameni care vor să facă ceva, știi? Da. Majoritatea la noi cumva Cazurilor uh, sunt că dacă părinții Cumva merg uh, și, el, și la fel, copiii merg, merg da. știi? Și, și uite că îmi pare foarte rău Îmi pare foarte rău de unele persoane care nu se iau în mâini. Fiindcă eu Nu că vreau să mă laud Dar am ajutat multe persoane Mulți copii care eu uneori nu postez Eu nu tot postez și ajut Mă duc și aduc și ajut pe cineva știi? Uh -huh. uh, Dar când, când ajut Ajut fac asta în, în tășere uh -huh. Și observ Mulți, uh, mulți copii care, adică dacă mama așa și tot beau. Dar eu nu știu cum, știi, eu cred că ai nevoie de credință. Dacă ai credință, eu de la bunica mea am învățat. Eu tot timpul mă rugam în gând, mă rog, chiar și în ziua de azi, mă rog. Asta la mine și mă rog, eu sunt de Dumnezeu înțelepciune. Niciodată n-aș cerut bani. zic, Doamne, vreau bani, vreau bogății și tot așa mai departe. Tot timpul zic, Doamne, dă-mi frumos înțelepciune, că eu dacă am înțelepciune, asta pot să le, azi le reușesc pe toate, știi? Că dacă te gândești cu capul, logic, poți să faci și bani și exact. tot așa. Și cred că undeva m-a ajutat credința asta în Dumnezeu, știi, pe mine și m-am predicat cu o treaptă mai sus. Și tot timpul mă gândim că când ceva nu știm cum se din curcătură, spunem, Doamne, te rog frumos, Domnul, calea cei dreaptă, știi? E ca cuvântul ăsta mm -hmm. pe calea cei dreaptă, să nu mă duc din... Știi când merge mm -hmm. <gătări> o turmă de oi, știi? Și o oi îți duci din, din turmă o puc hăi, să știi? Apropo, eu am văzut câteva videouri <gătări> hazlii cu chestia asta pentru fanii tăi. Cu, cu oi! Cu mai tine că două chiar le-am da. văzut. Știi și eu de-a mă rog, două frumos, după cu oile, să-mi drumul să mă rog. <gătări> Să marg drept, știi? Pe, mm. pe, pe, drumul vieții, în sensul este mm. care, pentru cei care lasă mă înțeleagă. E cam așa. Și eu cred că asta m-a ajutat foarte mult, credința în Dumnezeu. Eu asta, Nu zici că sunt credincioasă, doamne, bat mătări, la biserică, nu știu acolo. Dar eu un gând mă rog. Mă tem pentru păcatele mele, doamne. <laughs> <laughs> În acest interviu, fără protocol, în Galben, parc tot bine, s-a finisat frumos interviu. Și trec vreo câteva luni, nu mai ține minte, cred eu, în luna august, apare în toată presa noastră moldovinească, un fel de buf, un caz, Lina Terescencu. O mâncă bătaie. O bătai. <laughs> Ai, da. Era <coughs> foarte fericit în acel interviu și menționai cuvinte cuva foarte frumoase despre ex. Da, da, persoana ex, da. Ce s-a întâmplat până la urmă și de ce? Blin, dacă sincer, eu am trecut etapa asta, parcă a fost un vis pentru mine, știi? Uh -huh. uh, posibil nu era persoana mea și nu era, nu știu cum să-ți povestesc lucrurile este. El era obsedat și nu s-a comportat numai cu mine, așa cum mai multe fete care după mine chiar care le-au avut, el îmi eu că el să o comportă așa. Uh, unele persoane gândeau că ei cred că asta e în atereșin, că nu mi-a și gura, știi, și de asta și-a mâncat ghini, că mâncat peste bot, că nu-i și gura. Și când a mâncat el peste bot, vine la mine și plângeau că e ca să dai seama, eu mă gândim că așa, 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 dar am mâncat și eu. A, da? Îți pare că e în tu, cu ștuna să mănânci peste bota, e mă și tu, da? Măcar eu dădem înapoi, știi? Îmi plac cu fingare, mi-e dar nu încă. Dar, măcar știi cum, dar ele sunt temi să dă înapoi. Eu te uiți cam un metru cu mâine în sus, dar ajung eu unii trebuie, știi? Să la bota, Și <laughs> Eu am urât, desigur, dar atunci am avut probleme mari, că mă deranja, îmi plac la pădiezd, până la 6 dimineață, am fost la anul nou, am făcut un anul nou cu um, cu familia am făcut, cu copii, adică copilul meu a fost la cinci, și m-a surpriz. Și de la padiez, știi? Adică am suferit foarte mult din cauza asta. Uh, am scăpat și nici nu vreau să mă întorc la trecut. Parcă de asta au venit din gelozie, adică de anumite motive că s-au ajuns la bătaie. Nu au fost din gelozie. au fost mai multe, apropo, sau au fost unica bătaie atunci când au ieșit? Nu au fost din gelozie. Să înțelegi că asta era o persoană obsedată care tu stai până, până dimineața pe cur, știi, ce saturi la cap, ca așa, da și așa, nu știu. Eu, dacă sincer, nici nu înțelegem de ce se întâmplă. Asta e la psihologie, știi? Să nerveze un om, să-l din sărit și să începi scandalul, știi? Uh -huh. De la o mică problemă și să începi scandalul, știi? și ești tu, și și el, să începi bătăile, să începi probleme, știi? Și nu se liniștește, nu te liniștești nici tu, știi? Căruci niște, niște lucruri care eu singur nu le înțeleg nici în zodia. Să zici că m-am dus în blam în două de ori ceva de genul ăsta. de am încercat să vorbească, eu lasam copilul și bie copilul meu, că lasam să sar la, cu fereastra deschisă, niște Astea, moment, știi, eu minciuna noi iubesc. Și adăuga, știi, la lume să încearcă să-și iubă nu știu cum acolo. Dar am trecut știi momentul ăsta și nici nu aș vrea să mă întorc dacă se încearcă la subiectul ăsta. Asta undeva în urmă, nici nu știu, nici... Parcă nici nu am fost. Știi? Parcă a fost un vis. parc Parcă a fost un vis așa foarte rău, știi? Dar eu tot timpul și-am tras în viața mea chiar toate greutăți de care le-am tras eu. Eu undeva cred că e un bumerang. Eu așa o cot, știi? Consider că e un bumerang. Poate pe cineva eu vreodată am, am Uh -huh, da? Am uh -huh. supărat pe cineva, nu intenționat, poate nu știu cum acolo. Și să știi că, bumerangul când sunt se întoarși, sunt se și cu totul altfel. Da? Sunt și tu când trai ceva. Înseamnă că cu tu ai făcut urât știi? Uh -huh. Și am suferi. Și parcă îmi pare că deja la mine s-a terminat bumerangul ăsta. E ca acum, am omorât peste vreo patru ani. Am așa, sunt calm, liniștit. Dar îți spun sincer, chiar când avem stresuri, când avem asta, ce rezni magu, eu lucram. La mine era asta, nu știu, plâng nu pot, nu vreau. Avem momente când mă uitam în pod și nu vrem prost să fac nimic, înțelegi? Uh -huh. Nici să lucrez, uh, nici să ies afară. Asta a fost cu un fel de depresie, știi? Da, tot timpul. am cu deasă așa. Hai, trebuie, nici cu nu sta. Și cred că asta m-a ajutat mult. Am ieșit din situație. Eu știu că tu cu experiența asta ai fost la Vorbește Moldova, cumva ai vorbit într-o parte uh, mai mică despre tot ce s-a întâmplat în cazul dat. Uh -huh. Dar dacă îți să fac o întrebare pe per general, faptul că tu ai acceptat cumva acolo să faci parte uh, din acei oameni pe canapea care să asculte uh -huh. istoriile uh -huh. acestor oameni, se datorează faptului cumva că prin ceci tu cumva ai trecut. Uh, nu, simplu vorbind, nu-ți dorești să treacă acești oameni cumva și, într-adevăr, ai ce să le spui. Dacă sincer, după problema asta care am avut-o eu, multe fete ne în... privat și îmi scriu, în direct îmi scriu, eu nu ți-a frumos, eu chiar trec în... situația. Să situația ca cum ai fost tu, cum eu să scap de situația asta, știi? Uh -huh. El nu pot scăpa. Eu vreau să spun la femeile astea care nu pot scăpa de lucrul ăsta, că într-adevăr nu pot scăpa, că știi că e tare mult și nu puteți duc, nu puteți să... Cum poți să te duci dacă te amenință, nu te ajută nimeni, stai pe des, poți să vii dai ceva în cap, ori nu știu, de astea, multe gânduri, tu, uh -huh. tu, nu că eu am prins frică, că nu mă temem. Eu știu să spunem direct, eu nu mă tem de tine, înțelegi? Da, dacă e una sunt mai Sunt cazuri te... spontane cumva care da, poate să temem, adică, te... Da, adică, cumva ești aici, da? adică nu mă tem absolut de nimic. Dar eu vreau să spun la femeile, este să nu aibă frica asta, pentru că sunt bărbați care joacă bine la psihologie și te manipulează într așa fel, te sună des la telefon, des te ugrăjești. Tu trebuie să eviți. Îți scrie urât, mesajele, nici nu, nici nu le deschide, nici nu le citi blochează deodată, știi? Mm -hmm. Sună, blochează deodată. Nu mai sta la telefon, alu, las pentru frumos în pace. că eu, tu înțelegi, nini greu. El, deși toată răspuns, deși asta așa, deși mai mult să mi Și eu cred că, nu știu, eu am fost la poliție, spun că poliția m-a ajutat tare. Nu. Nu, poliția nu m-a ajutat. Ei cred că au cazuri de astea foarte multe. Știi? Uh, nu știu cum să spun, dacă sincer, atunci eu am apelat, eu nu știu la cine mai apelez. Pe atunci. Și, și, nu știem cum, te-am zic, poate să iau un cuplu cu cineva, știi, să... Le am rugat un băieț să mă treacă acasă. Chiar dacă mă trecea un băieț acasă, el își de la pădeie să mă aștepta, adică... O, așa zice, să <laughs> nu un caz, mă treci până acasă și zice, ea ca noi, știi? El zice, tipa noi, știi? <laughs> stai că să mă arăt, dar zic că noi. Dar el, el iese pe acolo și zice, este, este, cum noi? <laughs> Sucă, tu stai seama și... <laughs> Când l-am văzut, zic, ui, blin, și l-am zis, nu, dar este ies după corp, zic, este. Nu știu, ce să fac. L-a luat, era etajul 14, îți dai seama, s-a luat, zic, blin, am și-l arunc pisat etajul 14. Ui, și te-am doi în căldură, acolo greu, eu i-o chema poliția, i-o chema poliția, mamă, mă sună, băietul ăsta, zic, spui la poliție, nu vii, să duc înapoi, știi? Zic, eu nu știu ce fac, eu o chemat, de am poliția e jos, dar la mine nu lucra damafonul. Bine, și nu mă deranjează. Nu lucra damafonul și cumva poliția s-a dus. Nu a stat, nu, eu sunat la vecini să vii, poți și deși de că nu mai vine poliția, nu mai vine nimeni, Și atunci am fost așa cam de râs, am durat acolo și așa la spunea lui, Island, tu știi că e o curvă, e așa, e locul cu coaș, când în cu o niște impresii, îi spune lui băiețel ăla cumva că să mă în pași, mm -hmm. că eu sunt rău și așa mă făceam tot fie, știi, și așa îți gândească într-adevăr așa, știi, și doamne, mm -hmm. fie, a fost... Mi uh... Uh... Da, de el încerca să fac facă <laughs> impresie rele despre mine. În ce ce privește experiența asta, da, cu ex, fostul, mm -hmm, putem da, spunem, nu da. așa, um, nu știu dacă te-ai gândit, dar poți să te întreb, uh, Ți-i teamă cumva ca o asemenea experiență să nu se repete în viața ta? Știi, nu, mă, nu am frică asta de... Undeva eu deja am o barieră, înțelegi? Am o, nici n-aș spune cu barieră. Eu am trecut prin experiențe de astea, știi? Am trecut și foamea, am trecut și frigul, am trecut și mult, am lucrat, am trecut bătăile a părinților cum zburau topoarele și cuțitele și strângem prin casă și multe am trecut. Să înțelegi că am trecut etapele astea și asta a fost ca o lecție de viață unde m-am făcut mai puternică, știi? Uh -huh. Mai luptătoare, mai încrezută în mine, adică eu nu am frică care sunt astea care, oh, hai, faci teni, nu știu, acolo, dacă ne scoți un pin, zicea, deci, ieși până în nu ieși deloc, și Sunt și eu mă, știu, mă bătem cu unul de 1,91 un m, dar cu tine n-am și faci, oare o prinesc, oare o prinesc tu, știi? Te-am mm -hmm. <laughs> mai ales cu TikTok-ul ăsta probleme, știi, este. Stau numai acolo, bar de ecran. No, dar era acolo un, un video că eu nu mai țin minte, eu ne-am văzut că înainte băie- băieții ieșiu la col și se băteau, <laughs> dar mai ăștia se bat numai pe TikTok. Da, stau pe TikTok, ei pe TikTok toți sunt Da. Da, ea îmi spune să iasă afară undeva, să te întâlnești. Nu se întâlnește nimeni. într-o doi, și apropo, nu și făceau ei live-ul, unul iese din Padiez, altul din Zapravcă și s-au întâlnit și 5 minute au făcut... Uh un live amândoi cu prins vă vreoz vă Nu, asta se înțelegi că este un hype, ei se înțeleg între dânșe. Uh -huh. Și lucrurile este care îi se numesc între dânșe, mai tu ești așa, tu ești așa foarte urât. Adică ei se înțeleg și apoi mă înțelegi atât normal. Asta e hype. La hype-urile este și. Da, știi că la hype-urile este și în suite, uită numai copii ăștia care copii Stau pe live și, mai până și să mai uci la sunt matur, nu zic că numai copii, dar mai mult copii. Suci lor le place asta, știi? că e stau, da, e interesant. Hai să ne uităm, că e show bisplat, nu știi? Nu știu, pentru mine asta e copilăresc. Cum fac ei, cum procedează ei. Hai să mergem la vlogging. Mm -hmm. Eu nici nu mai țin minte când prima oară am văzut videourile tăi, asta zile. Dar astăzi cam slăbuți, nu? la capitolul ăsta, YouTube, dezvoltare, content YouTube. Dezvoltare, da. În legătură cu YouTube-ul, îți explic. Eu când am început să... am strâns o parte din bani și când am luat apartamentul, uh -huh. da, am luat în credit, desigur. Și am început să lucrez foarte mult pe... eu sunt funcție cu... lucrez cu manicura, da, ofer cursuri, uh -huh, ori, nu știu uh -huh. cum, am fac reclamă la tine <laughs> Stai Întalești? fără greș că multă nu aveam, <laughs> tot ok. Stai. <laughs> Hai, do și, um, am început, am văzut că nu ies în acolo pe YouTube, pentru că eu am început să, adică, utilul plăcut, știi, îl, îl, combinam. Și am văzut că pe YouTube nu ieșeau bani, dar mai mult îndramă minus, și mai mult timp pierdut era pentru mine, dar eu trebuie să ne achit apartamentul, trebuie să ne achit casa. Și știu, că trebuie să te pun ceva efort. Eu lucream cu mai multe companii și uite că am... ajuns la etapa asta că ne-am închestat credit, de casuța, masuța, știi? Atunci mm -hmm. eu lucram mai mult și eu mai activ, să mă înțelegi, da? Eu mm -hmm. răspund la întrebarea ta. Avem parcă așa, nu știu cum, uh, nu cu frică, dar eu trebuie să fiu activă. Fiindcă lumea s-a deprins cu mine. Eu dacă nu ieșeam pe stories, m-a pe telefon. Unii, ești? Deci, da' ce? Ce s-o pasă ceva ce s-o întâmplat, Nu faci bine. Dar facem înainte viduri. Multe facem viduri. Am cum m-a stopat-o și recunosc că m-am stopat, fiindcă motivul a stopării, că ne-am obținut tot ce am vrut eu, știi? Uh -huh. Și am parcă puțin, puțin odihnă, parcă, știi, mă odihnesc prostă. Te obosești da, treaba, da, obosesc. să te cuizaț. Dar nu-i place, știi? Eu nu fac asta pentru bani, eu fac un video pentru bani, că mm hmm când am mm -hmm. să-mi sute de mii, știi? Că banii nu chică din pod așa. Că dacă, faci un video, o ți vin venit. Aici e ca la pește. De exemplu, dacă tu ești activ pagina de Instagram, pe YouTube și tot așa mai departe, la tine poți să vii și neva cu propuneri, da? O companie și vă că e ca Inuța, dacă vrei să lucrezi cu noi dacă minim arajează produsul lor, nu se știe pa de la o da? și pot Ierge, nu mierge, ghinic, mi-o plătit și am promovat și am plecat, știi? Pentru mine contează mult reputația oamenilor, dacă au luat produs și ala l-au folosit și dacă nu i-a plăcut și eu ies în cameră zic că mi mi-a plăcut, știi? Uh -huh. Zic că Iina, Elana, îți scrie un om, nu e o problemă. Dacă începi să scrii zeci de oameni, zeci de oameni, 20 de, de oameni, atunci tu stai și te gândești, atunci tu revii la omul ăsta și te spui, mai băieți, stai leacă, tu nu ai adus ni un produs, eu l-am promovat, după care el nu e bun, că mulți se jeluie. Am avut și așa momente, diferite m-am avut. Și hmm. neva eu m-am mălinevit, după ce am obținut tot, știi, și doamne, am casa, am masă, și eu pot să mă opresc și să mă odihnesc măcar un an de zile, știi? da, știi că căsuța asta care ne-a luat -o din sat, ne-a luat-o cu scopul că să filmez video pe YouTube, că e bătrânească, știi? Ok. Și am spus că să mă pun de nou pe, pe, YouTube să filmez video. Videourile tale acum filmate, ele sunt acolo? Da, sunt acolo pe YouTube. Eu mm -hmm. am undeva 60.000 de. Deci ele de sunt bărână. filmate acolo, la, la, la casa? A, asta. nu sunt la casa. Am și acolo la casa okay. și okay. mi dar am mai multe pensate așa filmam. Aha, aha. Eu fac o pre... Da, da, da. Mm -hmm. Adică căutam căsuț și rugam uh, pe cineva să-mi voi să filmez la dâns, știi? Dar pauza asta, că nu o iei, știi cum e, eu iei cu totul. <laughs> Așa e, cam nu știu cum am lenevit parcă, atunci parcă avem harizma asta, nu harizma, eu și acum o am, parcă vroiem să filmez, tu da, da, căutam haine mai bătrânești, mai așa, mai, acum m-am lenevit un pic, știi? Am făcut fata aproape un milion pe TikTok, am nu, am un milion, am 900 de mii aproape. Acum și și parcă mă gândesc, ei este pagina și e are acolo pe TikTok e mai ușor, am făcut două video acolo și am tratat recomandări, are milioane, are 60 milioane, are e altfel, mai ușor. Pe Instagram fix așa, tot, înainte pe Instagram tot filmam, mm-hmm. și așa cum ai spus tu, mai lunguță, adică nu mi dar am lăsat, că am avut o pagină de Instagram, dacă ți-ai minte perioada și când l am blocat la tăți conturi, le blocat și ea, -ă, nu-mi pare rău când blocat, contru, că nu a blocat contul, că eu repede fac altul, dacă îți faci nume, îți faci contul de logic. Prost m-am lăsat o Dacă știi că lucrezi numai într-o sferă, e mai ușor. Dacă lucrezi în TikTok, YouTube și Instagram, e foarte greu trebuie să faci content diferit. Da, exact. TikTok-ul e una, Instagram-ul e alta și YouTube-ul e alta. Și Cui... e alt ceva. Înțelegi? Mai ai prins aici. Dar tu că eu mă urma să te întreb amuia. Pentru că mulți îi doare capul din și trăiesc influencer din ce fac bani. Tu nu ne răspuns la întrebare. <ieilia> Îți mulțumesc. <inzTalk> no știu Oli...", Oli... Nu știu chestii este un... Only... Only... Nu știu cum spune... um, Only fans. Only da, fans. Am auzit și eu de, -de chestia asta. Nu, nu prea am înțeles ce se face acolo. acolo am înțeles cum unii vor să încarce muzică acolo. Nu deja să stăm la tine, mă trebuie să și acolo pe Only Mai mulți bani să facem. Da, păi... Cât e? <audio> eu glumesc. <hungpus> Am și început cu dreptul despre uh -huh. bani să vorbim uh -huh. Uh -huh. și cum am mai zis că pe mulți o să-i doară capul în acest podcast până la final dacă nu o să știi din ce tot trăiește astăzi. Tăi, da, nu pot dormi, tu înțelegi? Știi, tăi mă întreabă, dar și, Ab, și ai lucrez. bani? Nu, uneori... Eu am înțeles că makeup test, da? Da, dar eu fac și machiaj, manicură, dar nu lucrez în machiaj, doar cu manicură, uh -huh. ofer uh -huh. cursuri. Eu, dacă sincer, ofer cursuri online. Fetele psihotare, de exemplu, mă rog online. Am văzut două fetițe care au cu cursul online, da eu nu ies când fac online curs. Nu ies, ragi urmăritori, uitați-vă că am Rob la vene. Uh -huh. <laughs> Și el să nu vădă deci e le e bine Dar le, le, le promit că data viitoare eu o să fac live. Și-a pun un telefon acolo și un telefon așa, că se cum vin ruble, înțelegi? E uh -huh. o impresie că mare pe drum și te strâng așa, știi? Acolo e foarte greu. Când faci curs online, e... blin, e mai greu curs online ca cursul când ești pe e loc, practic, înțelegi? Faci așa poți să când... mai nețui, să mai faci un alt, știi? Că să o pui mâna, pune aici, că sunt diferite. Dar așa nu poți să-i faci nici pe un ecran, numai. Nervează, te minte, doi ani în urmă, când tu menționai la interviu, că voiai să înveți pe atunci când nu at nu, nu, nu aveai școală, nu? Da, nu, nu avem. Și ai făcut-o și respectiv deja da, da, Munca de influencer astăzi? Eu știu că pe, pe vremuri, cum să zice și la noi, uh, bă, nu ți-a treaba asta. Astăzi, da, stă sincer să spun, uh, Blind, și de persoană, adică sunt, eu nu știu cum funcționează altă, dar eu spun despre mine, da, de mm -hmm. exemplu. Mm -hmm. uh, legătură cu publicitatea, da, când ajungi la tine că cineva îți vrea publicitate, desigur, înțelegi, adică nu știu cum cumva, știi, barter, barter ca să înțeleagă lumea, în schimb, la produs, fiindcă mm -hmm. mulți nu înțeleg barter, nici eu nu înțelegem și asta, barter până n-am întrebat o persoană și care tot mi-a întrebat, spus că barter faci, zic, și asta. Da? <laughs> schimb la produs. a, ah, și so, să am să deșteaptă, Depinde cum faci, poți să faci barter, dar poți să faci, de exemplu, dacă îți spui o sumă oricare, da, de bani, uh -huh. promovezi pagina. Pe bani. Un produs, o, o afacere, o nu știu. Dacă o să intru un pic aici în, deta în detalii, pentru că la noi este vorba și aia populară, ea populară, ia cu ei și de trăiesc influencerii în Moldova. Cam cât ar veni o publicitate uh, ca bani? Uh, un stories, uh, o publicitate ca video, conținut sau cum sunt reacții? Vreau să spun eu lucrurile astea Nu că eu sunt o persoană deschisă la mine, mm -hmm. da. Uh, cu ceva timp, în urmă, și nu făceau bani la noi muzicanți, da? Pe la mm -hmm. cu materii, dar mu și ne influențele. Deci, influențele prea este, dar și o studiu super oară, nică, au și tot la, mă scuzi, expres, la ca din gură, și aia e, 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 vedetă. Nu, dar așa au venit timpurile. Sunt a întors <laughs> Dumnezeu <Ş> cu spate la noi, oi, cu <laughs> fața la <laughs> noi. Așa. și uite că, doamne, eu sunt grăsat câteodată și zic, e șoche, blin. Cum, combinația asta, utilul cu, cu plăcutul, știi? Pentru mm că -hmm. Adică nu place să filmez și eu să am și venit din asta, da? Depinde de promovare, de exemplu, cât poți și o promovare știi, 200 de euro, 150 de euro, depinde, mai faci o reducere, dacă ceva, știi? Altele vă și dau cât se fighească în 300 de euro, 500 de euro și au 80 de mii de urmăritori. Dar voi până la urmă, <coughs> iată, spre exemplu, chiar tu, Uh, tu vii cu experiență până ajungi uh -huh. ca să reclamezi un produs, tu ani de zile ai investit în tine, în imaginea ta, în content uh -huh. Dar nu cu scopul de a face bani, am exact, investit exact. în mine așa Exact, uh, dar de ce totuși se cataloguează chestia asta cumva că ei, pizdeț, au ieșit și ia ca scoate trei cuvinte și face bani uh, O și de asta când zici unul, ei pizdeț, mare zici da, e. nu e ca pizdeț, dar eu când am stat așa în pierd, de exemplu, fac făcut vreo 25 de dolari tu te scris acolo că fac lână și cu tine, ori fac curvă, tot așa, mai departe, eu număr bani. Înțelegi? Tu mănânci la cată, eu mă duc la shopping. Înțelegi? Mm -hmm. Sunt două lucruri diferite. Cum, cum lucrează? Înțelegi? Eu nu duc lipsă de bani, eu n-am probleme banului, eu vreau să-mi cumpăr iPhone, mă duc azi și-mi cumpăr 16, dacă vreau. Dar pentru voi, uneori hate-ul ăsta joacă în folosul vostru. Uh, a, a, pentru că voi din hate uneori, să zicem așa, puteți să mai faceți content și contentul ăsta să ajung iarăși viral. Uh, știți, este persoane care fac hate, ca mai ales pe TikTok, știi, când văd hate-ul și atât niște prostii foarte urâti vorbesc, blin, nu zic că vorbesc și o prostie, că nu o să, dar vorbesc foarte vulgar, știi, uh -huh. și undeva eu că să ajung la persoane și să-mi fac o publicitate, eu n-aș da bani pentru să fac publicitate, la oameni ăștia care stau numai cu pângură, cu cângură și tot așa mai departe, cu o vără între tâță, o scoate din o vără în fund, o vără de în fund, în gurt, tu știi și prostorăjiți pe TikTok-ul ăsta, tu prost cu ochii să deschide două ori mai, mai mare, înțelegi? Și... Ia tu te-ai duș și eu o reclamă la o publicitate, nu o reclamă. Eu ți-ar spune mai mult, eu nu pot să înțeleg. Bine, eu nu vreau să judec și nu, am dreptul să mă dar judecăm, companiile dar... astea mari, care acum lucrează cu unii tiktoker de așa, care fug prin zapraf cu un kilos. Dacă eu, lucruri, eu nu eu companiile banii astea în serios. Eu prost să mă uit, s dus acela la, la butic, la botca de cafea, treci cu mașina. Eu prost așa am văzut-o de vreo două reclame, așa că nu... o uh, trecut cu mașina, spate o cafea, dă o cafea, nu și acolo. Fără sens, publicitatea asta, nu știu. Eu nu consider că... Dar fiecare faci cum vrei, știi, n-am eu dreptul să... Dacă lor le place așa, le place, ghide, nu... Eu, de exemplu, nu m-aș să cumpăr cafea, de acolo tu reclamează asta care și de cupă în gură, dată ziua, înțelegi? Uh -huh. Nu e să pâi din gură și faci reclamă la ceva, și eu să mă duc să cumpăr. Eu, de exemplu, nu m-aș duce. Poți să aduci nici copii de ăștia care de -al de dânsul, nu știu. Eu de lucru mulțumesc, am destul, nu duc lipsă, știi, că să, să și eu videoască. Ei, tu ești videoască, nu te-o chema pțin să faci reclam, dar, nu știu, mulțumesc frumos, eu am de lucru, tot ok. Tu aveai uh, un termen uh, des popular folosit în societatea noastră, când te nervezi mai chizduiești din când în când fanii. <laughs> Ai <laughs> <laughs> da, eu mă nervez. Blin, nici el să E -i mm -hmm. iertare, că de să-i chizuiesc. Mm Eu și iertare iertare că-i post, să mi post, mă rog, mă, iertați aici de care v-am chizuit. Eu îți de jenă. <gătări> Știți? Prost să mă duc să mă împărtă, dar, dar după aceea vin la îmi biserică să vezi din nou. <gătări> eu, eu provoc să fac păcat. Așa? El e satan azi. De azi, șamon, Nu, cum era vorba așa? De azi, șamo înainte sau cum e vorba. Da, o, da, da. da. <laughs> da. O, blind. nu știu, eu acum, câteodată, când de da, azi vorbim așa deschis, da, mă rog, ești un băiet, da, nu-i rușine, de-am 32 de ani. Când aproape să fii ciclu, știi că nervos, mm -hmm. Da? Când ciclu, se joacă hormoni și mai vine una, treci să prați că se va lui place, la tine ciorca, cum ți-ai făcut tot exemplu, una i-a zis că la tine mai tine ciorca nu-i dreaptă. cum poți să-i dreaptă capul nimbul tot ziua așa? Și normal că nu-i făcută din beton să stea-i dreaptă, înțelegi? Mm -hmm și când au dus cuvântul ăsta, nu m-a sparat, nu m-am enervat, dar s-a fost eu, s-a avut ciclu oriceva înainte de ciclu, cred că s-a nu încă pe în TikTok uri în Instagram. Eu le, le mănânc de picioare. Nu îi mănânc bărbatul meu, îmi trec la răzdaci el. Da, majoritatea cazurilor mai mult se leagă de aspectul fizic? Adică nu chestii cumva mai morale, mai... Da, de la... Am să spun și despre, ce spun despre mine. Despre aspectul meu fizic, da? Um, și ți spun, a, buzele. Dacă ne-am făcut eu buzta, dar să înțelegi că eu când eram mai micuță, uh, buzele mele așa de subțiri, eu practic nu am buz. Și ne-am făcut și eu o lecție că buzele, dar în camera batere de mai mari buz. Parcă să faci o sasă alcă de asta, borăște, cu două etaje. Dar, uh, dar, în realitate nu sunt așa de mari, exagerat, știi? că uh -huh. după fața mea, dă mă rog. Asta nină de buză și îmi spune că-s patrată la figură, spatrată. N-am tali, de mă și știi cum vor să mă vad pe mine, sexy și măxe, dar eu nu mi plac lor. Dar tu nu pot să-i plac la om, măi. Asta e figura mea, eu mă iubesc Așa cum sunt eu, patrat, rotund, nici nu știu cum mă văd știi? Mm -hmm. Am idee. Dar nu e o problem că nu mă deranjează lucrurile să că ei vorbesc. Eu trec cu vederea. Terecam de prezintă? Nu faci în publicitate, Am un jocrătul, eu te iau, trebuie să dau gura. <laughs> Așa. Atia, mie mi-a captat atenție un proiect, un scurt metraj, nunta pe vremuri. Uh -huh. E ca nici eu, de la nunta pe vremuri, n-am făcut niciun leonic. Asta care nu a vidrul, nu a pus muzică care nu trebuie să șibă în YouTube, înțelegi? Care nu era drept de autor. Nu a interzis și nu a nici o leu. Dar eu am cheltuit o grămadă de bani atunci. Am cheltuit mai din am vreo 200 dolari. M-am dus după rochii de ghireasă în alt sat, la 40 km. Haine de astea greu le găsit, Da, da, da. S-a recuzit atunci o cadou. Da, actorii greu. Eu singur, făceam tot eu știi? Uneori m-a ajutat sora mea la Uh, ajută-mă, cum zice, scenariu. Uh -huh. oh, la scenariu. Câteodată mai facem scenariu, Imagine. dar mai mult improvizam, știi? Și să -mi că n-am făcut nuntă asta, am câștigat un porc. <laughs> <laughs> Serios, <laughs> că am câștigat un porc, dar știi la cine? Lucram cu un bărbat care îi lui publicitate la scraburi, dar cu dus lucram de un an de zile deja, uh -huh. știi? Și eu îi spuneam lui că vreau să fac ca nuntă asta pe vechi, dar, blin, să cu mâncare, un altă, știi? Și de-am spus la feție ei, Olivier, de acasă, să mai fac ceva care când eu cândva mamele noastre. Da, da, da. Și ai zis, o, da, eu vreau să dau un porc. Eu am porc și avea, nu știu, el mai avea, că sub pacul este, și i-a dat un porc. Aha. Uh -huh. Și porc și el n-a mai înțeles nici din trânsul. <laughs> am făcut o parte și așa, o parte, o să... Nu păneat, Nu Numai nu la mine frigider, știi? <laughs> Cam așa. Pe mine pur și simplu lențele și le pus în cruce și mă ușesc. i am uitat asară. <laughs> Dar erau greșele cu oricum, mașinile. Asta care am montat, băiat, ăsta care am montat, da? nu am montat -am cum opționat. trebuie. vede BMW acolo... Era, mi era mașina uh, Știi și -mi, mie, cumva și mi-a tras atenția că da, aia nu asta e improvizată ca pe vremuri. Tu, personal, ți-ai dorit ca o astfel de nuntă să ai în noua ta relație sau Dar tu știi că prieteni? parcă citești gândurile. Serios, nimeni nu m-a întrebat întrebarea asta, dar eu am venit cu așa întrebare, chiar am vorbit cu prietenul meu, da? Eu, mm. noi nu, dacă sincer, noi nu vrem să facem nuntă. Da? Noi nu vrem chiar să ne înscriem, eu nu vreau. Și nu numai eu nu vreau, nici și el nu vreau. Nu că nu va trebuie numai de cât să te înscrii, știi? Important să cu cununi. Asta, știi? Mm -hmm. Dar eu, dacă aș face o nuntă și o masă, chiar dacă aș mă înscriu, eu cred că, cum ai zis, eu La casă care tocmai eu, o reconstruiesc. Da, o eu vreau, eu chiar am vorbit cu prietenul meu, eu vreau să fac un cort și spun ca așa pe vreme. Pe, ca pe vremuri, să pun și fac găluși cum mamele astea și eu cred că să ajung la, la păi chestia asta așa să fac. Păi că... ți cum erau da, da. verzi, dacă nu mă gândesc. Erau, erau și roz, erau tot. După două pahare de cinci de erau de culoare. Și <laughs> schimbau <laughs> sângurile culoarele. <laughs> <laughs> Știi cum? Dar e ca eu cred că o să fac. Dacă să fac, o să vă chem la nuntă la mine. Ați venit că asta, nu? Dacă mai erau un fel de chestie, nu știu cum îi spune mama, cu schema, se un fel pentru siliotca. A, deși e că... Da, știi, da, știi, stai doamne, că de ce găsești pe-n pod la lume? Mama are. Are, dacă ceva <laughs> da. de... <și -a> <laughs> la, la, la noi acasă am pod, și vrei găsești acolo. Doamne, eu cred că s găsesc lucruri de astea, mai ales în sat aici, unde mă aflu eu, ne-am cumpărat căsuța asta. Să mă împestrează, să mă iau. Lumea e tare... Eu căsuț, căsuțele căsuț mititiele, încă ei să rămașă în urmă. Nu tăți, dar o parte, știi? În viața ta, anul trecut, s-a întâmplat un eveniment interesant. Poate eu greșesc, dar poate nu. Uh -huh. Tu ai fost cerut în căsătorie. Când? Anul trecut, nu? Nu, noi am făcut o glumă. Noi trebuie să ne ducem la... unde am dus noi atunci cu prietenul meu la părinți undeva ne-am dus, știi? Uh -huh. Și trebuie să ducem un buchet de flori, mama era ziua ei, nu știu ce era. Și eu zic că vin cu idee, hai eu scot inelul meu mă pe mână tipa mașere, știi? Pe TikTok am făcut pricolul ăsta, știți acolo, felicitări, știi? Am fost ca un fel de cum ai zis. Cum era fai. să rămâne prostă, mă iau în fața ta, știi? <laughs> Iată, eu ți-l gândesc că vezi mașeara așa levad, așa e mușerul, mă poți să levată într-un genunchi, știi? <laughs> <gânt> El a stat normal. Dar a fost o glumă așa. câteodată, câteodat îmi place. Da, în serios, eu cred că urmează... blin. Um, da, da. dar... eu întreb da. dacă aștepți asta. Că mm -hmm. Nu ai să mi spui tu că am că... Nu, nu sincer, nu-i vârsta, aștep. așa e când să aștept eu să în căsătorie, fiindcă eu am 32 de ani, am ușmână, păi mă trebuie să-mi Nu o vrei să dar <gân> oricum, așa e ca la carte, să vină băieți să-mi genuncheze frumos în fața ta. Eu cred că tu deja... Cred că dacă el m cere în căsătorie pe mine, pentru mine aș fi, eu nu știu, cred că aș mă râd. <gântă -i> Înțelegi? Uh -huh. M-aș fiindcă, blin, eu de-am matur, parcă să mă așeară în căsătorie, nu știu, mă consider matur, nu știu, parcă... La noi vin lucruri de la sine, știi? Eu cred că el chiar dacă să aș mă așeară în căsătorie, el n-a să fac o facă lucrul ăsta, în genunchi, pe tale, el nu e persoana în cauză, el tare, el face multe lucruri frumoase pe mine și chiar prin priz de vest, eu nici nu știu cum el le... Eu pot să mă cu mașină, eu ieși cu și de jumătate de ori și eu nu l-am văzut când mă dă un buchet de flori, știi, foarte plăcut, știi, eu n-am niciodată în viață așa de astea. Dacă să mă șar, eu cred că nu are rost ca să de la sine. Noi, eu... Oare are rost, ori n-are rost, nici nu știu, eu sunt la, la, jumate, știi. Este, este, noi, noi. Am vorbit, vrem pace să ne cununăm, că noi curvim că dacă nu ești cu nana, curvești. Da, cumva religios asta da, 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 Și poate să ne curunăm. Și chiar dacă să ne curunăm, nu știu dacă eu as public asta o public, știi, poate să o fac pentru mine, nu pentru lume. ne-am curunat și se fiindcă el, într-adevăr, el, prietenul meu, are nănașul lui de la căsnicie și la, din trecut, adică să ca prieteni, de, ei sunt prieteni din copilărie, apoi el e părinte, e preot la o mănăstire mare. Și tot familia lor e preot. Dacă sincer, eu mă duc acolo uneori și eu stau în companie cu preoți, cu matușca și cu... Despre biserică grăim. Știi? e bun, ha, și e de la mănăstire. Înțelegi cum? Eu tot nu Dar m-am calmat, m-am liniștit în orice casă. Așa cum tu menționai, voi v-ați cunoscut pe TikTok, pe social media, da? Da. uite, foarte mulți cumva încă mai optează de a se cunoaște cu a doua persoană sau cu persoana pereche în realitate. Este astăzi totuși chestia asta rețelele de socializare, TikTok, mai ales că înainte oamenii sunt pe adnaclasnici se cunoște, da, eu, pe da, Facebook, da, da. pe Instagram și mai baf, TikTok. Dar știi că la noi sunt primit așa, spun, sp Spontan, da? Eu nu m-am așteptat că eu. Eu sunt genul de persoană care iubesc. adică nu iubesc, iubim, da? Bărbați, nanți, cu barbă, brutal, știi? Mm -hmm. Hop bărbatul lângă mine, ochi albaștri, blond, de o statură cu mine, o leac mai înalt ca mine. La zi-mi făiesc ochi albaștri numai de câți acum. Nu, 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 la, vezi că eu iubim bruneți, cu tot alt tipaj de oameni. Și la moment bărbatul de lângă mine el vă și cu tot alt tipaj, înțelegi? Și asta nu contează cum el arată fizic, înțelegi? Contează și în sufletul lui și cum se comportă cu tine. E ca eu cum am om, înțelegi, la 32 de ani. mi mintea asta în cap, înțelegi? Până nu nu știu, a cap cred că era prin cornuri. <laughs> și e cam așa. Am un zău de ca să găsești o persoană care, într-adevăr, care, eu spun sincer, e foarte greu. Și așa, aș zice că jumate la jumate. La mine e tot ok, dar sunt alți care multe relații care se dispar, adică nu, nu duc mult până caput. la capăt. Dar noi nu mă și de ochi, văd că un an de zile muș. Mai mult de un an, adică noi am comunicat, dar de când suntem împreună, de când ne-am văzut la astea, suntem un an de zile mușare. Eu cred că până anul trecut voi sau dumneavoastră Ina Tereșcencu cu maestrul în arte Johny Davis uh -huh. erați pur și simplu de neoprit pe rețelele socializare, <laughs> da, mai, erau mă mă de socializare. Atunci mai era să mă trec de asta. Ai, domnule. Și tam ne cam s o răscit la voi. să <sighs> Nu aș spune că s-o rășit, dar... Blin, eu cu, cu Johi am prietenit mult timp cu dâns, chiar noi am pretenit, nu am prietenit, nu, dar nu de mult timp nu ne-am văzut. Eu am făcut o alegere, nu ca aș zice cu alegere, știi, că eu am ales între iubitul meu și Johi Davis, sau ceva de genul ăsta, știi? Dar, în primul rând, bine, dacă eu fac o familie, apoi eu sunt pentru familie, știi? Eu nu... Nu pot să ies cu un bărbat, ca glumiești, mai întâlniești, nu știu cum eu nu știu, nu, nu, nu văd dar asta. Poți astăzi să ne bă, răspunzi la întrebarea ce și pe majoritatea interesează? Uh -huh. uh, la tine cu Johnny Davis era o prietenie sau mai mult decât o prietenie? Nu, la noi era o prietenie, dacă sincer mulți gândeau că eu sunt cu eu sunt că eu scodânz, știi? Uh-huh. Eu, <laughs> Pentru e că pe urma, mulți, cumva, apropo, când te întrebau pe tine sau îl întrebau pe el, cumva să menționa, chiar și inclusiv tu menționai cumva la ziul lui, de naștere într-un an, că noi dacă o să ne dorim, o să fim împreună. Asta a fost ca un pricol. Eu tot timpul mă pricale, nu știu de și. Mm. Știi? eu niciodată n-am fost, și el l-a dânsul fix așa, nu a fost și mă împreună. El are mult prieteni, multe fete, crugul lui, a sunt multe și n-am, n-are chestia asta, poți să-i tipa, el se întâlnește. Dar noi chiar am prietenit cu dânsul, n-am avut nici măcar să te pupi ori ceva de genul ăsta, știi? Nu e așa, Eu pe dânsul îl văd ca prieten. Uh -huh. Nu-l văd ca pe bărbatul meu, ca pe soț, ca pe... Nu. Vreau să Dar unde s-a rupt conexiunea asta voastră de prietenie? Unde a fost bariera e asta? Unde... Prietenia, știi? Dar noi Nu mai ieșim împreună, nu, mai, nu ne mai distrăm, că, știi că vreau să fac și o uh, familie. Și asta, de exemplu, e ca să... Eu mă pun în locul lui Roma, da, de exemplu. Uh -huh. de că el să aibă o prietenă, o fată, da? Poți prietenească, poți nu aibă nică, cum și eu cu Johi, da? Dar pentru mine n-aș fi plăcut dacă era să ia scud însă, da? Uh -huh. Apoi cred că nici nu-i plăcut nici la persoana dragă de lângă mine ca eu să ies încolo în unde duci, stai, hă. Eu am respect față de mine, față de bărbatul de lângă mine și eu nu-mi permit lucrurile astea, da? Nu știu, știi, parcurs, poate să întâlnim familiile, știi? Uh -huh. uh -huh. Nu știu, nu pot să zic nimic. Nu, eu nu e un băiat rău, nu-i... Că eu cam ales să-mi fac o familie, cred că, da, uh -huh. m-am dat într-o parte așa. De, nu, 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 nu se refer numai asta la dânsul, dar chiar și o, o parte din prieteni, sincer, parcă nici nu au fost prieteni. Știi? S-au rărit scaunile de la masa mea cu totul. A rămas mă două scaune. Cum este Vlad ca om? Cum l-ai cunoscut -o? așa mai personal? Pentru că cu foarte mulți eu cred pe rețelele de socializare ți îți lăsau mesaje că e da deși cu aista, deși așa sau nu așa. Nu, la noi Republica Moldova nu mă să ofensează, știi. Mai e treaba lui cu viața lui și cum e el și ni el și, și fac și el și, fac eu. Și, lumea de prins nu să ofensează, să vorbească urât și tot așa mai departe. Fiecare apare în public cum vrea. De exemplu, el se îmbracă mai haotic, nu știu cum, da, mai neobișnuit. mm o gata, sare în cap. Nu știu, lucrurile este. Eu cred că... Nu cumva oamenii sunt mai de mod vechi. dacă e Vezi că în alte părți, eu poate n-am fost așa de des s-a fost în diaspora să văd și cum, dar acolo altfel lumea nu reacționează așa, știi, stai păstai și curgor, mă nu te deranjează nimeni, știi? Uh -huh. Cam așa, la noi, la noi pur și simplu discut așa, dar nu știu din ce motiv. Cum el este <coughs> ca, ca persoană? El e o persoană prietenoasă. E zghihuietă, îi place, tot așa, o daie dai, dai, abroată, știi? cam, cam așa, nu-i nu -i, nu -i, nu -i un nu văzut câteva secvențe mai hăzlii cu dânsul la zârile din alștri, de cu ce ai o... cu ce Dacă servești alcool? Uh -huh. Nu știu, la moment... Noi cu dânsul de mult nu ținem legătura, ca eu să știu, servești Dacă sincer, și în urmă și eu servem bieri cu... cu dânsul câteodată, așa, știi? Uh -huh. Dar așa, la moment, nu știu, servești ori nu servești Nu era așa să servească, servește ca orice om de rând, adică servește un pahar de vin, o, o bieră și... Asta ceva normal. golic, alcoolic, dacă m-ai întrebat de la direct, am nu e alcoolic. <laughs> nu e alcoolic. Dar spate. Da. Când tot, am început să facem reclamă mm -hmm. la munca de mai cap artist, dar mă facem calitativ și până la urmă. Manicuristă, da. Da. Uh, tu astăzi nu ai încă salonul tău, nu? Am salonul meu. Serios? Da. Eu am rămas, am am la urmă. etapa, am rămas la etapa <laughs> încă că tu... Am salonul meu, dar nu frecventează să când aici, fiindcă că am trecut în sat, da? Uh -huh. uh, am lăsat gazda, la mine se face reparație în apartament. Și am trecut la casa de la țară, da? Pentru că eu sunt nu achită și vreau și 100 de euro pe... Ok, nu achitam atâta gazda dar am ușit să vin 200 de euro gazda, uh, pe urm comunale, pe urmă să și ceva și tot așa mai departe. Nici uh -huh. vrea 600 de euro. Pentru că eu trebuie să dau 600 de euro în vânt undeva. Da, să vii pe lumina, gaz, că eu mă duc să spăl mă hainele acolo, da? Eu am dat gaz, dar și-am trecut în sat. Iarna asta am stat în sat. Și o stau adică până în septembrie. Salonul lucrează? Nu, nu. nu Eu nu dau voie să lucreze nimeni, pentru că eu e a meu. E un salon tip studio, așa cum s-ar spune, știi, cum... Nu e salon mare și tot așa mai departe. Tu îți dorești să <coughs> dezvolți asta ca formă de afacere în timpul apropiat? Sincer, mie îmi place lucrul meu și dar unii stau și mă gândesc, știi? Stau pe gânduri parcă aș vrea, parcă m-am plictisit numai una așa și E că așa, 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 așa a am un gând și parcă aș vrea ceva neobișnuit să fac, știi? Aș vrea, nu știu, să mă ocup cu ceva. Dar încă nu-mi e venit ideea, înțelegi? La mine trebuie să mă gândesc și ea să fie așa spontan, știi? Mm-hmm. Vezi mâine pe mâini când vezi Dina cu sapatul în iaz, ar piești. <laughs> Eu iubesc pieștile. Dar <laughs> mă de, de, de nu? Ei cu porș nu, că nu iubesc carnea de porc. Da? Dar de meluț, de mie, de iubesc carnea de miel, știi? Mm -hmm. Da, nu știu, mai tare mă atrage un iaz, știi, avem niște asta, poate un iaz, poate niște biseci malul iaz. Like sprint sprint poate... piești, sau... Da, sprint pești. Știi că am fost asta și am uitat să-mi cumpăr fatcă? Păi ce ore peștele Peștele e foarte sănătos. Eu știu că el e sănătos, din mm -hmm. place și mie să-l mănânc, <laughs> nu înțeleg cum... Eu pot să iubesc cu tare peștele. Nu prez. știu, eu tare iubesc peștele. Nu știu de ce așa, mai mult ca carnea. Eu cred că sunt numai pește, nu să trebuie să să mănânc pește pești cop, pești hmm. prăjit. Și mai tare îmi place cărășelul ăsta care nu pești le roșu, scump, nu-mi place. Așa din contra nu-mi place. Așa mănânc eu că are omega 3, dar mă rog îl consum, știi. Dar așa zic că nu. Mai mult aici nu o știi. Și poate, poate să fac un ias, și ceva, să-mi iau în arendă cu o bază de odihnă, așa. Să vii mai multă lume, de exemplu, să odihnească. Poate mă gândesc așa, poate ar fi super pentru mine. Poate ne-ar știi, poate fericire, nu știu. Asta în primul rând, din content în plus, dar e bun, să știi. Da? Mm -hmm. Și e bun pentru, da, lumea iubește mai mult simplitate, iubește plățare, iubește acolo, știi că și activul e mai bun tot. Mm -hmm probabil prea mulți deja de la țară în ultima perioadă tend să fie orașeni de asta și cumva oamenilor deja le dor știi să mai vadă și să întâmplă la țară. Așa cred eu, nu știu, Știi ce ți spun? spune? Mulți oameni din Republica Moldova sunt plecați în diaspora și lor le dor de pământurile noastre moldovnești, Și eu când filmez ceva, pe mă hai te frumos când aș fi acela să filmez centru când dor de centru. Eu trebuie să fie vreo 50 de euro, zic tac, 50 de euro când filmez satul. Eu trebuie să fac niște un business ceva de cu... Neamuși Paște, da. perioada asta. Dacă e... eu spuneam că eu nu iubesc nici o sărbătoare, dacă eu n-am avut în familie sărbătorile astea, știi, n-am avut. Și într-o zi mă gândeam că eu, într-adevăr, iubesc sărbătoarea asta Paștele și nu Paștele da. cum blăjenile. Uh -huh. Îmi place știi, Tu ai observat că la blăjeni sunt crămădeți tăti neamurile? Da. Dar ea ca de anul nou, de asta nu sunt grăbă da. Păi ați observat că vine lumea de psihotare, tâs, mm -hmm. la plăjâni, mm -hmm. care e cel mai frumos mormânt și cel mai, și mai bogat. Nu, stai pe a intrare a acolo. De și, îmi place nici vin atât de neamur, deși tu te vezi cu oamenii care nu te văzut de mult, știi? Mm -hmm. E ca toți la blăjeni lucrurile astea. Și eu am înțeles că îmi place blăjenile. Da, <laughs> și sara de Paște e Da, de Paște. Sara de Paște tot e bună. E de mai biserica, mai am, nu prind. poate sunt cu poate la noi, să nu știu. N-am fost vreodată 3 ani mi-a am la biserică să mă duc să spasc, să spasc, pască, să spasc, să spasc, să spasc, Eu de la 10 ani, în fiecare an, nu merg la biserică. Și eu mergem la biserică, când babușca mea a murit eram vreo 4 când un caz cu pasca asta, am uitat pasca atât, ne-a dus trei cu pasca și o lăsat în nădejdea, eu o lăsam într-o era Iera, Iera într-o alu Colea și tot într-o când am venit acasă, am venit 3 fără pasca. Și babușca zice, unde e pasca? Care pasca? Tu ai luat-o, dar nu, tu ai luat-o, dar da, nu a luat-o nici eu. Mi-a dus înapoi păscuța noastră și de la biserică pe... Asta e mm -hmm. nu? Cu un chest, Dar au lăsat. Îți dai seama? Mm -hmm. Au lăsat păscuța părintele, asta de mult tare. Și ne-a dus și ne-a luat păscuța așa de acasă. Au lăsat toți sănătirea de unul la altul și ne fără pască. Iaca. <laughs> eu pe final întotdeauna obișnuiesc să vorbesc despre familie, despre, nu știu, emoții, sex, și, nu, despre sex, am ajuns, nu prea obișnuiesc să vorbesc. Deci, sexul e ceva plăcut. <laughs> ceva frumos. <laughs> eu cred că noi, acum, final, în acest podcast, o să vorbim despre copilul tău. Mm, Găbieță. Da. Te l băiat mare la tine acum. Da, 8 ani. l a sunat într-o zi și a spus că... Și m-a sunat tot la fete. Căruși. Înțelegi? Eu zic că e 8 ani, Și cu tine, Care fete! Eu când duc să mă comport un fel la alt fel cu băiețelul meu. Poate mult mă critică că ea ca trebuie. Eu nu-l giugulesc așa... Știți unde? mama, vine să-ți fac tete. Nu. Tu la mine ești mușic Ce înseamnă asta pe mine? Mă doare dintele. Am plecat la doctor să pot să înjec, dar și deci, când văd chișul de ochi, și înseamnă să plângi. Tu ești bărbatul și ești tu, știi? Eu cu cu cuțic mai aspru. Al iubesc, dar mai rărut, știi? Mm -hmm. Și pe cineva zici că asta e, nu e normal. Dar, blin, eu lângă mine cresc un bărbat, nu cresc un o fată, înțelegi? Și am învățat să compar cu fetele frumos. Mamic, tu știi că trebuie să -și o floare la o fată? Tu știi că trebuie să faci așa? Mamică, da, mamica, știu. L-am auzit recent, vorbind la telefon cu o fetiță, pe Viber. El are o fetiță în clasă e. care e. îi place dânsa, o cheamă Eva și mă, tu da, vrei și îți duci la dânsa, vine mama lui, o ieși, îți duci, știi? Și am văzut eu cum vorbești el și am auzit că eu zis la fetița asta, fa! Fa, și vrei, nu știu cum, știi? Cred că copilul știu, a auzit o mm -hmm. și, și eu chiar m-am vorbit dânsa așa cum vorbea către fata și el la telefon și am spus, găbiți, dar tu știi cum nu-i frumos, zici, fa? Și el s-a pe față și s-a uitat rușini. Să-i bine, mă cum mai mult, nu spun. E fetiță, nu contează și ni eu, ar tot așa mai... departe, tu nu trebuie să zici fa. Și eu un îl învăț pe dânsul să nu se laude cu lucruri de care le are. De exemplu, hmm. are telefon, a cumpărat o brățară de aur, cumpără nimic, cumpără ni cumpăr și nu de mărul, știi? că... Și zic, mami, că și el început să laude. E, dacă e băi, copil, știi? Și mai ia, mami, ca mamica, știi. Zic, găbițu-i, mami, ca să te ceva, tu să nu te Pentru că sunt copii care nu au posibilitatea să cumpere așa ceva și tu nu trebuie să te lauzi. Ești o poartă pentru tine, știi? Ca tu uh -huh. să știi că mami, ca tu atunci tu să o pentru tine. Dar nu trebuie să te lauzi. cu telefonul, cu astea, cu lucrurile astea. Eu așa undeva l-am -ă să-și el. Ce pasiune are dezvoltă acum la 8 ani. Pentru că acum e perioada da. asta de copilărie, unii vreau și ce, vreau și cosmonaut, vreau și ce. Unii se dușeau El e cu fotbalul. Oh. Mm -hmm. El e cu fotbalul și eu e am stopez. Mm -hmm. Dacă el vrea fotbal, eu să-l duc la box, da? Uhum. eu vreau, tu trebuie și baxior. El ce să aleagă, eu n-am să-l impun să învețe, da? Și să insist. Tu nu numai cât trebuie să ne duci 10, înțelegi? Nu există așa ceva. Nu trebuie să-i pui copilul. Eu, asta e o de-a mea. Să înveți și un băiat bravo, dar nu sunt tremuri în fața să duci să dai examenul. Dacă nu vii cu zești. copilul îți duc acolo să de frică, să-i crea pe că au primit nouă ori de genul ăsta. Nu e corect, părinți. Tu nu trebuie să, să impui. Și cum să-și tearnă și o să doarmă, știi? Eu îi dau educație, mai departe o să vadem. De și cum. El e un băiețel cu minte, el e, un, el e educat. Nu că e băietul meu, știi, că mm -hmm. toți copiii iubesc. El e într-adevăr educat. El poate să ofere locul. Dacă vede că stai în picioare, el ți oferă locul, da? Și asta îmi place la dânsul. E ca despre Biblie, el citește Biblia. A vârsta pe Dar Da, bunica. Bunical Bunica găbiți în fiecare zi să citească Biblia, știi, câte o faie din Biblia. Biblia asta nou care sau... Da, că era sincer, bunica lui e subotnică. Subotnica asta care e vrei, sâmbăta ei lucrează. nu lucrează, noi, știi, duminica, <complexities> sâmbăta nu lucrează, dar duminica mm -hmm. lucrează, știi. Eu pe găbiță l-am bătizat la biserică, eu sunt creștină, ortodoxă. Uh, dar nu, nu, e, nu, e, adică nu interzic ca bunica să duci cu bunica la adunare. Mai bine să duci cu bunica la adunare și citești ceva din Biblia și aia, dic deci duc și stai să mi fac niște prostologii, nu știu, cu băieță, da? să mm că -hmm, mm -hmm. au copii, știi, copiii pot să încearcă. Nu să... Nu, să da, bine. da, să se prin clicele, știi? Da, și deci mai bine să citească Biblia, nu contează și religie, dar principalul să știm. El, știi, el uh... știe mă întreabă pe eu singur nu știu cine e ăsta, mă întreba tu, că, mă mic, dar cine e, care primul bă, al lui Eva? Nu <gântu -i> leagă eu, cine <gântu -i> care e primul copil al lui Eva, rebel, nu știu cum îl cheamă, pe cel că nimeni nu mai zis un nume, dar eu l-am uitat și am un l-am uitat și zic, mă mică, nu știu. Și mi-a stat rușine. Nici tu nu știi, vezi? Nu știu. E că eu am uitat și eu, că eu uit de la mână până la gură. <gântu -i> Ina, dacă ești întrebă acum pe final, tu astăzi ești fericită? Eu sunt foarte fericită la momentul dat. Nu știu, eu sunt foarte fericită. Eu lângă persoana asta care e, nu știu, lângă băietul ăsta care e lângă mine, eu prostă, eu mă simt, știi cum, eu mă simt în spatele lui uneva. Mm -hmm. Chiar dacă eu, mult să spun că eu stau pe cu dos pentru bani, nu mai chemam banii mei aici. Cum care bani? Eu pot să -i dau eu lui bani câteodată. Știi, el banii lui Nidăi, Da, Dar nu e pentru bani, nu e pentru. Eu, într-adevăr, mă sunt, mână de bărbat în casă, înțelegi? El e bărbat, bărbat. Și mm -hmm. nu pentru asta că el face ceva, știi? Pentru, cum se comport cu mine, e că asta e important, știi, cu mine el se comportă foarte bine, foarte plăcut, noi vorbim de partea bună, am, de partea răsă, stai, băieță, -am de <laughs> da și partea rău, stai, dacă băieță, am văzut până tot aici, știi, dar și gospodoros, el, știi, el știe tot orice lucru din casă, el știe lumina să fac, el știe să tehnica, el știe legat, el niciodată nu să, să ajungă la cineva, să ceară ceva, el nu se duce, înțelegi? el trebuie să aibă lucrul lui, nu știu, eu eu nu știu m-aș face fără dânsul. De exemplu, nini ar fi foarte greu fără dânsul. El mă ajută foarte mult. Eu sunt pe casă, iată pe afară. Dar și calcă, și grebe calcă de, greu? El e tare... stai să mă exprim corect, e repezat. E mai repezit. E mai ca mine, uh -huh. Eu nu doresc să spun un cuvânt, că el de mult l-a spus uh, negativ.

<laughs> Dacă tot ca de la dânsa. El e tare rapid și răb, nu dovedește, adică n-are răbdarea asta, oprește mai omule. Și parcă tot parcă eu zic ceva de rău, știi? Eu nu zic de rău niciodată, știi? Poate undeva el a suferit în relațiile trecute și el, eu îl înțeleg, știi? Și eu o parte, o da, uh, cum spun, eu am suferit moral, adică un timp, știi, uh -huh. fiindcă încercam să-i explic dacă este comunitate în comunicare, nu comunitate. comunicare trebuie să fie în familie, știi, și m-am învățat să comunic cu dânsul și hai să comunicăm. Nu, de stai leac, da, uite aici, da, ba plâng, ba încor, da, ce înseamnă, da, ba mai așa, eu mai e mai așa, ha. dacă e cu dinjor, nu e gine, stai cu leac, mai leac, nu cu din dinjor, leac, am mai din strâns, dacă ți nu-ți place cu dinjor, știi, uh -huh. dacă ești am știi, și cam cumva, asta e greșeala lui, că e repezit, știi? E el înainte și nu, nu, are răbdarea asta, știi? El trebuie să facă el, dacă o vrut asta în priză și el nu-i s prinit, el trebuie să nu se lește, știi, să o vâre, știi? Nu așteaptă, e ieșit și ori, te liniștești și mai încerc o de exemplu, ca să prinească, știi? Uh -huh. Deci asta, răbdarea asta, știi? Și asta nu... Dar este tot, tot, e perfect. Tot plan, toate planurile. Noi așa îți dorim să fie. Multă răbdare, să perfect Și dacă faci și nu un dansat Nu de un m dar dacă vedeți că de cum poate uit, știți, scrie Ina tu. Noi uitați de noi că noi tot trebuie să venim. Da și să uităm, E uit. <gură> înregistrare este <ier>, podcastul <gură> rămâne în istorie. Nu <gură> ți Noi, spuneți, <gură> noi să trimitem linkul podcastului și -o să trimitem minute și minute și secunde. Și nu, dacă sincer, știi cum mă gândesc să fac cu familia? Eu o să fac cu familia, dar schimb și o parte dintre mii. Uh -huh. Noi da. Cunoscuți de mie, știi. Nu ca să chem pentru pafă, să ne filmez, să mă scoată o evidență, o ceva. Pur să simt bine, știi? Mhm. asta pentru mine contează. Dar aș vrea să o fac. Mult succes în tot ceea ce faci. Proiecte de milioane să-ți reapar multă inspirație pentru YouTube și nu doar pentru YouTube, pentru TikTok și pentru Instagram și nu de frumos cum să rezete în timpul apropiat. Da, eu vreau să vă mulțumesc frumos că, pentru invitație foarte plăcut din partea voastră și m-am simțit foarte bine la această emisiune. Și noi la fel. Și, pot vă spun, Lin, nu vreau milioane, știi, vreau lucrurile elementare și principalul, știi, și o sănătoasă. Mă înainte nu mai am operații, nu mai am estian și poate, poate Poate să facem o leală, știi, poate mă gândesc. O baby mitică, știi? -mi da, doamne, îți va ajute Dumnezeu da, în dorința că... voastră. Ina Terescenco în studioul nostru. Noi ne revedem la o nouă ediție cu nou un nou invitat. Până atunci, să aveți o săptămână cât mai reușită și bună voastră dispoziție să vă aparțină.